Mulțumim Domnului că prin Harul Său ne putem și ne-am putut aduna și în această dupa-amiază și putem ca împreună să ne închinăm înaintea Domnului, acela care în fiecare zi nu, nu o stenește să-și arate îndurarea sa, nu obosește să se îndure așa cum se îndură, cum spune cuvântul un tată de copiii săi. Haideți împreună să ne apropiem și în această seară de cuvântul Domnului și vom citi de la 1 Timotei, capitolul 3, Începând cu versetul 4, deci 1 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 4, pagina în Sfânta Scriptură, 1165. Să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința, căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Amin. Domnul să ne conștientizeze pe fiecare dintre noi, pe noi toți, că stăm în prezența Lui și nu în prezența unui om, nu în prezența sfinților, deși e scumpă părtășia fraților, a surorilor, e acea părtășie după care fiecare dintre noi ar trebui să tânjim, dar stăm în prezența unui Dumnezeu care, dragii mei, a făcut pentru fiecare dintre noi atât de mult. Probabil și de aceea suntem chemați să ne aducem aminte de El în fiecare, de Domnul nostru Isus Hristos, de gerfa Lui, în fiecare zi întâi a săptămânii ca această jerfă să fie proaspătă pentru noi toți, ca inimile noastre, viețile noastre să conștientizeze prețul cel mare care a fost dăruit pentru noi. Și, dragii mei, în același timp aș dori mult ca Domnul să ne conștientizeze pe toți de ceea ce înseamnă biserica sa. Am spus și în alte cu alte ocazii, atunci când ne-am apropiat, de texte care ne vorbesc despre rânduiala care... Este în mijlocul Bisericii, de ceea ce Dumnezeu a lăsat scris, ca să învățăm să nu trecem peste ceea ce este scris, dar aș vrea să conștientizăm ce este Biserica fiecare dintre noi și conștientizând ceea ce Dumnezeu ne descoperă prin cuvântul său că este Biserica, apoi, dragii mei, să arătăm prin viețile noastre. Biserica nu este un loc în care, așa cum poate am mai spus altă dată, să ne simțim bine. Biserica nu este chemată să livreze ceva celor care vin să asculte. Să se simtă mai bine. Poate, uneori, un, știu eu, un spectacol frumos, o muzică plăcută. Să ofere ceva ceea ce poate sufletul omului are nevoie. Spuneam în, în urmă cu ceva, în strângerea de joie, împreună cu, cred că în urmă cu două săptămâni, împreună cu frații, ar trebui să conștientizăm că atunci când venim la locul de închinare, sunt două lucruri care trebuie să fie în vizorul fiecăruia dintre noi. În primul rând, și amintesc pe scurt, desigur, nici atunci n-a fost prea lungă discuția în direcția aceasta, în primul rând, venim să ne închinăm înaintea Domnului, dragii mei. Venim pentru Domnul. Se amintea și de dimineață gândul acesta. Nu venim pentru altceva. Gândiți-vă, încă din vechime, Domnul și-a pus acel cord ca să se întâlnească cu oamenii, cu poporul său. Și ce făceau acei muritori. Se apropiau de un Dumnezeu sfânt, drept, desăvârșit, slava Domnului, vă duceți aminte, corb, cobora peste acel cort al întâlnirii, apoi peste templul așezat în mijlocul poporului Dumnezeu și ce făceau oamenii? Veneau să se apropie de acest Dumnezeu, veneau să se închine înaintea Lui. Dragii mei, am pierdut oare din vizorul ființelor noastre lucrul acesta? Am spus, biserica nu este spectacol. Biserica nu este nimic altceva. Nici măcar în primul rând să ne ofere cuvintele poate de mângâiere de care avem nevoie. În primul rând, biserica este locul unde Dumnezeu ne-a așezat ca să ne închinăm înaintea Lui și să slujim de slavă numelui Său. Deci, dragii mei, pentru că, așa cum am văzut și în alte rânduri, biserica este a Domnului nostru Isus Hristos și a niciunuia dintre noi, nu noi punem regulile, nu noi stabilim principiile, nu noi suntem aceia care, după înțelepciunea noastră, după strategiile noastre, așezăm ca, într-adevăr, Biserica, cum se spune tot mai mult în zilele noastre, să fie relevantă pentru poporul în care trăim. Sigur, Biserica nu trebuie să fie, în sensul acesta, departe de oameni. Dar, în primul rând, trebuie să conștientizăm că Dumnezeu a așezat regulile. Spunea un frate atât de frumos, acel verset care îl cunoaștem atât de bine și a fost adresat lui Iosua în vechime. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă și știți mai departe. Dar știți ce fel de carte este? A legii, dragii mei. Ce face o lege? Așează regulile, rânduielile. O țară, un popor, în mod normal, se ghidează și se conduce după legi. Ați văzut oamenii care au tot felul de intenții, vor să schimbe legile. De ce? Să fie mai permisive, să facă fiecare ce vrea să-și atingă scopurile. Deci, dragii mei, cât de atenți ar trebui să vedem la acest tipar, vă aduceți aminte, îmi vine din nou în gând cortul întâlnirii, apoi templul, pui și-a permis cineva să așeze cortul așa cum a vrut mai? mie mi se pare că aceasta perdea. Să nu fie de culoarea aceea care a poruncit-o Domnul. Mi se pare că e mai potrivită, de altă nuanță. Hai să fie mai relevantă pentru mediul în care trăim. O, să fie niște ciudățenii de, co de, de perdele. Hai să fie altfel, să fie mai atractivă. Dragii mei, să ne ferească Dumnezeu, să așezăm legile noastre și să înlocuim frumos, cum a spus Domnul Isus Hristos, cu privire la o categorie care a trăit în vremea Lui. Ați depărtat, ați desfințat frumos Cuvântul lui Dumnezeu și ce a spus? Datinile și tradițiile voastre. De aceea, dragii mei, să avem această dorință sfântă, să rămânem, să păzim Cuvântul. Sigur, nu tot ceea ce credem noi că înseamnă Sfințenia, subliniez din nou lucrul acesta, ci ceea ce Cuvântul, Sfântul Cuvânt, legea Dumnezeu, pe care Dumnezeu a pus-o înaintea ochilor noștri, în inimile noastre, aceea să o păzim cu strictețe. Legea este aceea care ne va ghida și în mod special, uitați-vă, în câte cuvinte Domnul arată. Și am spus, de ce, dragii mei, nu este biserica noastră? Cine este cel care a câștigat-o? Domnul Isus Hristos, cu un sânge așa de prețios, cu o lucrare care copleșește inimile noastre, cu o lucrare care e dincolo de puterea noastră, dragii mei, să înțelegem sacrificiul Domnului Isus Hristos, lucrarea sa, moartea sa, a fost aceea care a câștigat această biserică. De aceea am spus primul lucru când venim în locul acesta: să conștientizăm că venim înaintea lui Dumnezeu, să ne închinăm înaintea lui, să-i mulțumim așa cum uh, un frate a avut pe inimă, nu, în rugăciune, să dăm la o parte, Domnul să ne ajute, în ciuda poate a problemelor, a situațiilor, a, a, a lucrurilor care poate apasă pe umerii noștri, să venim înaintea lui și să lăudăm. Nu merită Domnul? Păi dacă nu merită Domnul, cine altul, dragii mei? Eu, dumneavoastră, vreunul dintre noi? Noi suntem pum de țărână. Nimic suntem. Și tot ceea ce suntem, suntem prin harul său. Și tot ceea ce el a lucrat în viețile noastre, se datorează tot lui. Și sigur, abia apoi, după ce avem în vedere acest lucru, să știm că Domnul vine în prezența noastră, în locul acesta de fapt, ca să cuvinteze și viețile noastre. Și ne dăruiește cuvântul Său. Acest cuvânt care ne modelează. Acest cuvânt care poate uneori ne ceartă. Acest cuvânt care uneori poate ne mustră. Acest cuvânt care de asemenea ne dăruiește corectarea de care avem nevoie. Păi vă duceți aminte tot la fel în discuția cu frații ce se spune în Corint? Vă strângeți ca să vă faceți cum? Mai răi, dragii mei. Uitați, e un pericol să vii la adunare și te faci mai rău decât trebuie. Deci cu siguranță nu venirea la adunare rezolvă toate lucrurile. Dar cu siguranță nu stând acasă rezolvă lucrurile. Venind în prezența lui Dumnezeu, acolo, aici, El ne vorbește. El ne glăsuiește, ne deschide Sfintele Scripturi. Ne învață. Credem noi că nu ne văduvim singuri atunci când nu venim în prezența Domnului? Păi Domnul asta vrea să ne tălmăcească, să ne explice și împreună să-L cunoaștem mai mult. Împreună să ne putem apropia de El. Împreună să descoperim frumusețea celui care nu are asemănare. Ia cea cântare atât de frumoasă, atât de frumoasă. N-ai asemănare nici în cer, nici pe pământ. Cine este ca Domnul nostru? Și unde, dragii mei, să-L descoperim mai bine decât în locul unde El a spus, acolo unde sunt doi sau trei, adunați, pentru ce? sau dă ceva frumos, să fie ceva încântător auzului nostru, să fie uh, învățător care să ne gâdile urechile, cum spune Apostolul Pavel? Nu, dragii mei. Acolo unde este El, că pentru numele Lui ne-am strâns, acolo spune este și El prezent. Domnul, mă rog să ne descopere și să ne deschidă tot mai larg ochii fiecăruia dintre noi, să înțelegem că fără părtășie aceasta, în mijlocul bisericii, în mijlocul poporului Dumnezeu, nu vom duce o viață sănătoasă din punct de vedere spiritual. Da, vom merge. Vom fi copii ai săi. Vom trăi viețile pe care, sigur, ne dorim să le trăim. Dar nu vom avea această sănătate spirituală. Uitați-vă că în mediul în care trăim, nu, în agricultură, de exemplu, se fac toate strădanile ca acea plantă să fie sănătoasă. Atâtea factori perturbatori sunt care strică creșterea plantei. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, avem atât de multă nevoie de prezența lui Dumnezeu, de acest fac, de acești factori, de, tot, de această grijă asupra omului nostru la Și Domnul am spus să ne binecuvinteze pe noi pe toți la o înțelegere tot mai clară a tot ceea ce înseamnă Biserica lui Dumnezeu. Da, Apostolul Pavel vorbește, grăiește și așează aceste principii după care oamenii pe care Duhul Sfânt îi ridică. Sunt oameni care trebuie să îndeplinească anumite trăsături. Am văzut, dacă dorește cineva, dorește un lucru bun. E un lucru bun să-ți dorești, nu? Ca Domnul să te ridice. Ca să fii un supraveghetor, unul care priveghează asupra mersului spiritual, asupra stării spirituale a unei adunări sau a fraților și a surorilor. Dar în același timp uitați, vă spune, dar adică e bine să dorești, dar apoi arată o serie de trăsături pe care oamenii aceștia trebuiau să le îndeplinească. Și uitați-vă, nu, sigur, nu, nu amintesc tot ce s-a studiat până acum, dar am ajuns la acest pasaj atât de important. Și, dragii mei, dacă Apostolul Pavel și, sigur, Duhul Sfânt a așezat acest lucru, trebuie tot să conștientizăm că este tare, tare important. Cum, dacă casa unde ești e importantă? Familia în care locuiești. Nu e nu important doar Domnul. Nu e important doar adunarea din care faci parte. De multe ori ați văzut lucrul acesta și nu spun că într-o oarecare măsură nu este adevărat. Deci nu spun asta. Dar mulți spun: Îngrijește-te de lucrul Domnului că va îngriji Domnul de familia ta. Dragii mei, e doar un sâmbure de adevăr aici. Uitați-vă. Familia, situația din familie te califică sau te descalifică în a. În a fii ridicat la o anumită slujbă. Acolo, situația din familia ta. E locul acela, nu? Și spune mai departe și vom vedea, nu? Adică, cu alte cuvinte, dacă n-ai reușit să înrăurești, să influențezi, dacă n-ai reușit să, să aduci o influență pozitivă în casa ta, în familia ta, în relațiile cu cei din jur, cum poți să fii avansat? Știți, e vorba și aia omenească, nu? Învață să noți întâi în balta ta și apoi vei reuși să noți mai departe. Dragii mei, uitați-vă că una dintre cele mai mari lupte care se dau, atât din mod legislativ, și cei care sunt interesați, observați, nici nu trebuie să fii interesat cauzi, auzi, ești bombardat de tot ceea ce astăzi se dorește să fie distrusă familia. Temelia aceasta nu numai a societății, ci pe care Dumnezeu a instituit-o. Să fie un balamuc, fiecare să trăiască cu cine vrea, copiii eventual, dacă se poate, să fie așa, să vină, cum spun ei, cu barza, fără să păcătuiești cum vrei fără consecințe. Uitați-vă cum se duce această luptă. Și dragii mei, credeți că și mă gândesc acum? Diavolul știe și conștientizează mai bine ceea ce noi de multe ori, dragii mei, nu conștientizăm. Uitați-vă, familia este primul domeniu în care noi ca și copiii ai săi, oameni răscumpărați, trebuie să luptăm. Și dragii mei, vă spun cu toată inima Haideți să luptăm pentru familiile noastre, pentru copiii noștri. Dumnezeu ne-a dăruit și dacă ne-a dăruit acești copii, atunci înseamnă că El are un plan cu acești copii. I-a pus sub această, știu sigur, copiilor de multe ori care se nasc în familie creștine, până când Dumnezeu nu lucrează în, mintea, în viața lor, nu în mintea lor, sigur, lucrează și în mintea lor, nu? Dar până nu lucrează în viața lor, uitați-vă, vă, ca un handicap. Păi tata, mama nu mă lasă să fac ce fac colegii mei. Nu îmi dă voie să merg în direcția aia. Nu îmi dă voie să fac nu știu ce. Dar atunci când realizează, când Dumnezeu le cercetează viețile, nu pot decât să-i mulțumească lui Dumnezeu să spună, Doamne, mulțumesc că am putut să mă nasc într-o familie creștină. Ca lui Timotei, tu să-mi vorbești din pruncie. Ca lui Timotei, tu să stai să te ocupi. Deci, dragii mei, dacă Dumnezeu ne-a dat copii, ne-a dat copii, nu i-a dăruit ca să ajungă într-o zi în iad. O spun cu tărie. O spun cu tărie. Deci, ia, dragii mei, noi suntem chemați să luptăm pentru copiii noștri. Prin rugăciune, prin smerirea vieții, prin zdrobirea vieții, spunea un frate. Și sigur, poate prima dată vi se pare un pic ciudat, dar haideți să gândim la acest lucru. Poate în casa noastră mai mult. De multe ori e zdrobirea cea mai profundă pentru părinți când știți ce descoperă? În copiii lor descoperă propriile greșeli. Descoperă că ceea ce este și-a zăcut poate în viețile lor, greșelile lor, poate păcatele lor, poate neizbăvirile lor, deschide oglinda aceea a copilului și ce observă? Se descoperă pe ei. Și știți ce înseamnă asta? Zdrobire, pocăință. Să stai înaintea Domnului și din nou să plângi. Și dacă Domnul te-a izbăvit dintr-o dintr situație, dintr-o stare, pentru că e normal să te izbăvească, să ceri și pentru copilul tău același lucru. Sigur, de multe ori nu ne place. Băi, când te uiți în oglindă și te descoperi, scuzați-mă, nu mă refer la cineva acum, te descoperi că ești urât, nu-ți place acea oglindă. Dar nu o spargi, dragii mei, îmbunătățești. Și lumea întreagă, nu asta promovezi, mă înțelegeți, da? Nu, nu-ți place când te uiți în acea oglindă. Și sigur când vezi în copiii tăi, mi-aduc aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la, la situația aia din Geneza. Os din oasele tale. A descoperit și la bani, nu? Despre la bani. Și Iacov au descoperit aceleași lucruri. Semănau leit. Nu, erau. Os din oasele lor. Semănau într-un fel cu părinții lor. Și sigur e dureros, dar în același timp e o smerenie. merenie o așa zdrobire pe care Dumnezeu vrea să o facă în viețile noastre, în primul rând. De aceea, dragii mei, știu, poate uneori nu ne plac cum sunt copiii noștri. Poate uneori am dorit mai mult de la ei. Dar, dragii mei, să luptăm înaintea lui Dumnezeu pentru acești copii care ne-au fost dăruiți. Credeți că Dumnezeu i-a pus degeaba sub înrăurirea noastră? Nu, dragii mei. Ne-a dăruit ca să fie câștigați pentru eternitate. Și primul lucru care ar trebui să stea înaintea ochilor noștri, acesta mi-aș dori, dragii mei, să fie. Să înțelegem că ceea ce copiii noștri au nevoie, dincolo de facultăți, de școli, de profesii, de tot ce mai dorim să îi ajutăm să obțină în viață, lucrul cel mai important pe care ei să-l aibă, să fie mântuirea sufletului. O, de-ar fi ministri, președinți de țară și să ajungă într-o zi în iad. Dragii mei, ne-am fiorat nu mai gândul acesta. Eu nu cred că vreun părinte care gândește spiritual și-ar dori mai mult să fie părint, copilul lui, nu știu ce, pe scara ierarhică, socială, să aibă bani, să se plimbe pe unde vrea și știu ce-și mai dorește un părinte, dar să știe că într-o zi va moșteni acel loc al grosăfiei. Nu, un părinte adevărat creștin niciodată nu-și va dori mai mult decât orice mântuirea sufletului copilului său. Și dacă vom lupta, vom înțelege, dragii mei, că îi vom expune la auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Îi vom aduce la adunare în mod practic. Îi vom îndemna să citească. Cu cei micuți vom căuta să le citim noi atunci când ei nu știu. Vom căuta poate să ne rugăm împreună cu ei. Și mai mult, dragii mei, ceea ce este un exemplu uluitor, este propriul exemplu. Știți de ce de multe ori chiar numele copii sunt copiile noastre, dragii mei. Sunt copiile noastre. Și poate noi le spunem, dar dacă nu văd în viețile noastre, și acum au spus spre cercetarea fiecăruia, a mea, a dumneavoastră, a noastră, a tuturor, da? Când nu văd că iubim mai mult cuvântul lui Dumnezeu, părtășia la oaltă, când văd că biserica e pe locul la șaptelea, păi cum să ne așteptăm, dragii mei, că ei să durească mai mult? Prin harul lui Dumnezeu s-a întâmplat de multe ori. Copiii și-au depășit părinții. E alt aspect. E harul lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, trebuie să vadă în inimile noastre că adunarea cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu cu alte cuvinte, da? nu doar lucrurile acestea, Dumnezeu este cel prețuit de fiecare dintre noi. Asta poate le va vorbi mai mult. Mi-aduc aminte ce spunea cel puțin fratele eh, George, spunea de tatăl său, un om cu multă greutate spirituală, cu toții îl cunoaștem bine pe fratele Ilie. Îl vedea acolo, pe genunchi, poate noaptea să scula și îl vedea plângând pentru familia lui. Și astăzi, dragii mei, inclusiv soția dânsului, vine la adunare, Dumnezeu știe exact ce e în inima dânsei, dar arată, e mai consecventă decât poate alții. Dumnezeu știe, am spus, nu știu exact și nu vreau să mă pronunț greșit, dar uitați-vă o influență, mai devreme sau mai târziu, Influența pozitivă va lucra în viața celorlalți. Nu și fratele George s-a întors mai târziu la Domnul. Dar prin harul Domnului, uitați-vă, un părinte care a știut să pună lucrurile spirituale mai presus decât orice. Și și la vârsta aceasta, înaintată, vine la adunare, nici nu mai aude bine, dar e prezent acolo. Se bucură alături de sfinți. Arată că adunarea și părtășia. Dragii mei, este importantă înaintea ochilor dânsului. Ce ar putea să spună la bătrânețe asta? Și așa nu mai aud bine. Și așa abia pâși pâș ajung la adunare. Dar fratele arată această prețuire. Dragii mei, uitați-vă! Și asta sigur pentru cei care Domnului ridică. Dar pentru noi toți aceste cuvinte am spus în dese rânduri. Nu le luați dacă nu-i vorba de mine. Lasă-le, nu mă interesează. Nu, dragii mei, noi toți ar trebui să avem înaintea ochilor noștri, uitați-vă, acest teren care este terenul familiei noastre. Și gândiți-vă, în familie învățăm cum să relaționăm. Păi dacă nu ne înțelegem soț-soție, nu ne înțelegem copii, părinți, credem că ne vom înțelege mai bine cu ceilalți din adunare? Poate doar puzăm, poate doar, știu eu, nu prea vrem să avem de-a face unul cu altul ca să nu intrem, intrăm în conflict, să nu ia să scântei. dar nu, dragii mei. Uitați-vă, familia este primul sector în care firea noastră, viața noastră este zdrobită. Acolo ieșuăm de multe ori, acolo ne zmerim, acolo ne pocăim, acolo învățăm să ne cerem iertare, acolo învățăm să relaționăm cu ceilalți care, așa arată cuvântul, nu? Toți suntem păcătoși, nu e niciunul perfect, nu e niciunul vreunul dintre noi cobor sfânt. Dar Domnul, uitați-vă, dacă ne Sfințit, adică am devenit sfinți Prin lucrarea de răscumpărare a Domnului Iisus Hristos Ce urmează apoi? Chemați să fie sfinți Adică chemați din punct de vedere practic Să lupte la această sfințire Chemați tot mai mult ca acest cuvânt Să lucreze în viețile lor Încât să crească tot mai mult Din punct de vedere spiritual Dragii mei, familia este primul sector În care Dumnezeu ne zdrobește Nu fugiți de această lucrare. Nu considerați că a, sunt cei apropiați, a, ei mă vor înțelege. Da, prin Harul Domnului trebuie să ne înțelegem unii cu alții. Dar e locul unde Dumnezeu în primul rând vrea să lucreze în viețile noastre. Și apoi uitați-vă, un om care dovedește credincioșie, nu vorbim de perfecțiune aici, da? Deci e bine să înțelegem, dar un om în care vezi că Dumnezeu lucrează, un om care vezi că Duhul Sfânt cioplește, zdrobește, de roadă, acea roadă care este în folosul celorlalți și pentru binecuvântarea celorlalți. Când omul acesta reușește în propria lui familie să arate credincioșie, apoi este pus să lucreze într-o sferă mai amplă. Și am spus, uitați-vă, dincolo am spus de relațiile acestea. Dacă noi nu reușim să, spunea cuvântul aici, nu? Să schivernisească bine. Dacă nu reușim să administrăm bine, să conducem casa în care am fost așezat și acum, uitați-vă, e vorba de frații responsabili. Tot subliniez lucrul acesta și nu ca cineva să simtă lezat. În primul rând îmi vorbe și mie. Această responsabilitate pe care o avem ca și capi în familia noastră. Sigur, și pe umere copiilor stă responsabilitate. Fiul risipitor n-a fost uh, trecut cu vederea, n-a fost considerat, băi, e irresponsabil. Cum noi spunem de multe ori, de, de copii, nu, ei, e responsabil. Nu, dragii mei, fiecare răspunde. Dar uitați-vă, părinții, și acum mă refer la frați, în mod special, că despre ei e vorba la prezbiter, nu, nu găsim rese sau cum mai vreți să luați sub, 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 femininul de la prezbiter. Nu vezi așa ceva că astăzi lumea a ajuns să aducă pre, predicatorese, femei care să predice și bărbații dorm în papucii lor, nu știu ce fac. Aia e altceva. Cuvântul lui Dumnezeu e foarte clar aici, da? Și deci, cu alte cuvinte, noi, ca și frați, suntem primii responsabili în familia noastră. Uitați, spune să-și conducă singuri, dragii mei, nu, Domnul ne-a dat un ajutor deosebit. Ne-a ne dăruit un ajutor. Asta nu înseamnă o slugă, da? Nu înseamnă o sclavă, înseamnă ajutor. Și nu e secretara noastră și noi, directorii, apropo, ca imagine, da? Nu despre asta. Dumnezeu ne-a dat ca împreună, nu? Împreună să tragem la acest joc, împreună să ne unim, dacă pot să spun eforturile, ca să ducem mai departe. Partea aceasta spirituală și sigur că de aia administrativă, materială, cred că fiecare cât de cât ne ne ocupăm și nu insist prea mult, deși și aici noi ar trebui să fim responsabili în primul rând noi ca și bărbați. Dar uitați-vă ce spune aici să-și chivernisească cum? Să-și conducă, spune, da? Deci nu ca un despot, conducere aici, înțelegeți bine sensul. Să-și conducă, să-și chivernisească cum, spune, dragii mei? Bine! Deci nu oricum. Păi ați văzut un cârmaci care duce nava, da? Tu vrei să ajungi, adică trebuie să ajungă, nu știu unde, la Budapesta? Nici o referire la vreun popor, la, să mă înțelegeți bine, da? Și ajunge la Istanbul, de exemplu, da? fără nicio conotație de niciun fel politică sau nu știu care, că știu mintea cuiva se poate duce, da? Dar ea l-a condus. A condus bine? Păi dacă tu trebuia să ajungi la, într-o localitate și el te duce în altă parte, adu, ajungi bine? De aceea, uitați-vă, cârmaciul, da? Conducătorul acelei corabii trebuie să aibă îndemânarea necesară, să se priceapă în lucrurile astea. Și cuvântul a fost și de dimineață și ni s-a amintit. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară, dragii mei. Deci avem un Dumnezeu care spune că ne dă Cum mână întinsă. Deci când nu suntem înțelepți, a cui e vina, dragii mei? A noastră. A noastră. Suntem în școala lui Dumnezeu. Nu dintr-o dată ai absolvit facultatea, ești întâi la grădiniță. Pornești acolo. Apoi clasa întâia, apoi a doua. Treci examene, eșuiezi uneori, Ei note mici, dar avansezi. Așa și din punct de vedere spiritual. Nu devii titan peste noapte. Dar uitați-vă ce hard deosebit. Nu cerem președintelui, că nu ne va dați cu siguranță. Cerem lui Dumnezeu. Și spune, El ne dă cu mână largă și fără mustrare. Adică dacă vii în mod sincer și spui, Doamne, nu vreau să folosesc o expresie greșită, da? Sunt un, punct ne puneți dumneavoastră, am nevoie de înțelepciune. Te rog, dă-mi-o. Și ce spune? Dacă alergi ca spune cartea proverbe, mi-aduc aminte, da? Ce spune cartea și știi și dumneavoastră. Alergi după ea, o cauți ca mărgăritarele, adică arăți o dorință profundă după aceste lucruri. Ce spune? Le vei dobândi, dragul meu. Păi, nu ne va răspunde Dumnezeu când cerem lucruri după voia sa? Păi dacă Dumnezeu ne-a spus cere și vei căpăta. Își va întoarce Dumnezeu spatele când suntem sinceri și ne zmerim? Dar de multe ori noi suntem, cum se mai amintea, suntem tare fățarnici în, în rugăciunile noastre înaintea Lui Dumnezeu. Încercăm să ne împachetăm, știi, așa, o lompă de departe pe Dumnezeu. Nu trebuie să mărturisim sincer, Doamne, am nevoie și la capitolul familiei mele, am nevoie de înțelepciune, am nevoie de ghidare din partea Ta, am nevoie de har și, dragii mei, conștientizăm că lupta, așa cum am început în această seară, e tare grea. Lupta aceasta pentru familiile noastre, uitați-vă, este tare și se, se face din ce în ce mai aprigă. Parcă toate forțele demonilor și întunericului s-au răsculat și se... Uh, uh, și lovesc în această familie. Și mai ales în tot ceea ce înseamnă familia creștină. Iar trebui să fie o mărturie. Vorbește despre cea mai frumoasă imagine. Care, dragii mei, a Domnului nostru Isus Hristos și a legăturii pe care o are cu biserica sa. E o imagine, e un fel de vorbire, o icoană dacă vreți. E și folosită cu privire la, s-a amintit de dimineață versetul, icoana aceasta. Am zis doar, am folosit doar terminologia. E o icoană, adică un fel de vorbire, o machetă, cum doriți dumneavoastră, da? Vie, desigur, nu moartă. Ceva care vorbește despre ceva mult mai înalt. Și, dragii mei, dacă nu ne îndoim că Domnul Iisus Hristos își va desăvârși lucrarea și va prezenta, cum spune, biserica sa, fără pată și fără zbăcitură, dragii mei frați, și noi, într-o zi, să ne prezentăm soțiile noastre, fără pată și fără zbărcitură. Dar, în primul rând, și îmi vorbesc mie, trebuie să fim ce trebuie, dragii mei. Să căutăm, în primul rând, lucrarea aceasta. Se amintea un lucru care e demn de sublinia și de dimineață și l-am amintit și eu cu o altă ocazie. Dumnezeu, dincolo de a lucra ceva prin noi, în primul rând vrea să lucreze în noi. Să ne cioplească. E cea mai clară vorbire. E cea mai... Se manifestă foarte mult slava lui Dumnezeu. Când din mine și din tine, oameni păcătoși, oameni slabi, oameni care, cum amintea și fratele, poate din șanț în șanț, sigur nu s-a referit la băutură, fratele, îl cunosc de când nu la asta s -a referit, a prins ideea, da? Oameni poate care am eșuat, dar învățăm lecția și mergem mai departe, trăind pentru slava lui Dumnezeu. O mă rog Domnului ca să ne deschidă la toți ochii cu tot ceea ce înseamnă lupta pentru familia noastră și spune să-și țină copiii cum? În supunere cu toată cuvința. Deci cu alte cuvinte, dragii mei. Și sigur, sunt multe porunci, nu? Cu privire la copii. Responsabilizăm din nou Tinerii care sunt prezenți, copiii care sunt prezenți, nu trebuie să se excludă de la uh, ceea ce este responsabilitatea lor. Știți ce spune atât de clar cuvântul, nu? Prima poruncă este pentru ei, știți, nu? Să asculte de părinții ei, să-și respecte, să-și cinstească părinții. Și spune apoi vine și binecuvântarea. Da, aia mulți copii, n-au parte de binecuvântare. De-aia mulți copii parcă le merg viețile din ce în ce mai rău. De ce? Nu au învățat să-și respecte părinții. Sigur, în ziua de azi, uitați-vă. Bătrânii, autoritățile sunt luate peste picior, luate în râdere, respect față de ele nu mai există. Și sigur se spune, ramoliți-ești, habar n-au ei. Noi suntem culmea civilizației. Noi știm să navigăm pe Facebook și ce deștept suntem noi că știm să lucrăm cu telefonul. Dragii mei, sigur, au informațiile pe care noi nu le aveam. Și dar nu vreau să spun mai departe. Uitați-vă cât de mult se duce astăzi de civilizația, dacă vreți să luăm în termeni omânești, datorită faptului că autoritățile sunt tot mai mult luate în pătaie de joc și pornind de la cea mai apropiată autoritate care este de copii și cu privire la părinților. Dar, dragii mei copii, tineri, Vă îndemn încă o dată, conștientizați că dacă nu ascultați de părinții voștri, știți de cine nu ascultați, da? De Domnul, dragii mei. Și vai și amar să-ți permiți să nasculți de Domnul. Vai și amar să-ți permiți să dai la o cu piciorul cu privire la responsabilitate pe care Dumnezeu a așezat-o pe umerii tăi. Dar mă întorc acum la noi, da? Că în primul rând noi trebuie să fim, noi părinții, așa cum vorbeam. Uitați ce spune, să-și țină copiii în supunere. Păi, dragii mei, dacă nu reușim să influențăm din punct de vedere spiritual pe copiii noștri, din nou vin, cum vom avea izbândă în lucrarea lui Dumnezeu? Deci noi că n-am reușit. Pe copiii noștri să-i ținem în supunere și la vârsta responsabilității să ajungă să-L primească pe Domnul. Cum vom crede că vom reuși să influențăm mai bine pe ceilalți? Cum vom crede? Păi n-ai reușit cu doi, trei care sunt și apropiație, nu? Nu? Deci sunt cei mai apropiați de tine, te văd zilnic, te cunosc, știu cum gândești, știu ce poate pielea, continuăm dacă vreți, da? Știu bine și dacă pe ei n-ai reușit să influențezi, cum vei avea impact în viața celorlalți? Credem că doar prin cuvintele? Sigur, cuvintele au un mare impact, nu vreau să spun asta, nu, că nu au, cu siguranță au, dar credem că doar prin cuvinte? Noi putem să le spunem celor din adunare, multe. Dar la fel ca și copiilor noștri, dacă nu le arătăm prin exemplu propriu, nu vom avea impact. Ei vor copia viața noastră. Poate vor fi buni demagogi ca și noi. Vor fi buni de gură ca și noi. Vor ști să spună altora principiile. Dar nu le vor trăi pentru ei. De ce? Că au văzut lucrul ăsta în viața noastră. Și de-aia am spus, este cazul și cu toții conștientizăm că încă în multe lucruri poate trebuie să ne zmerim înaintea Domnului. Eu cred că fiecare dintre noi, în măsura în care ne apropiem, în mod personal, nu la global, nu la colectiv, nu să acum să spunem frate, trebuie să te schimbi acolo, nu stând înaintea Domnului. Și văzând ce încă este nevoie de corectură în viețile noastre și vreau să mă apropii de, de încheiere, totuși mai este un frate și uh, a venit mai târziu, că altfel îl invitam să, să vorbească. Domnul de aceea să ne deschidă ochii nouă tuturor ca să învățăm să... Ne ținem copiii în supunere. Asta nu vorbește de tiranie. Înțelegem bine. Nicăieri din Sfânta Scriptură nu se dovedește că prin forță vei schimba pe cineva. Dar când autoritatea, uitați-vă, Apostol Pavel este uluitor și cu cât citim totuși viața acestui om, nu? Și am mai menționat într-un sens ceva de genul acesta. Uitați-vă, atunci când era, să spunem așa, comparat cu Apollo, mulți erau gata să meargă spre Apollo. De ce? Era un om mai înfocat, Apollo. Era un om care propovăduia uh, cu multă insistență, poate cu cuvinte mai alese decât Pavel. Pavel de multe ori parcă ai văzut un om mai, să zic așa, nu, cu, nu la fel ca Apollo. Dar ce îi dădea autoritate lui Pavel era tocmai trimiterea Domnului și autoritatea pe care o avea din partea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte apoi din punct de vedere practic. Da, poate Pavel nu era așa uh, ales la cuvinte, cum a fost Apollo dar vă duceți aminte când sunt câțiva, sunt doi oameni, dacă nu mă înșel trei îmi scap acum exact, acea întâmplare cu exorcizi, cu cei care au vrut să scoată acei demoni și știți ce aud din partea celui Duh? Pe Pavel îl cunoaștem. Dragii mei să fii cunoscut în lumea întunericului ca autoritate iertați-mă dar asta vorbește mult de viața lui Pavel dincolo de multe alte lucruri ce pe Pavel îl cunoaștem. Duhurile acelea ale întunericului știau de această autoritate în lucrurile spirituale. Pe Isus îl știm. Dar voi? Voi cine sunteți? v am spus, dragii mei, uitați-vă un om cu autoritate. Nu era un om care a dat cu biciu. Poate nu era nici cel mai iscusit, deși se vede câtă înțelepciune a avut acest om. Ce în zestrare chiar în tot ceea ce privește școala pe care au urmat-o, da? Se vede, dar cu toate acestea, omul acesta a ajuns să trăiască, trăia ceea ce vorbea altora, căuta el însuși să lupte pentru lucrurile spirituale. Ceea ce îi îndemna pe alții, se îndemna în primul rând pe sine. De aceea, mă rog Domnului ca el să lucreze în viețile noastre ale tuturor și să învățăm să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Să învățăm să luptăm pentru copiii noștri. Să învățăm să luptăm în primul rând pentru noi. Ca Domnul să schimbe viețile noastre. Și apoi să o facem și pentru ceilalți. Apoi să o facem și pentru frații, surorile din adunare. Apoi să o facem pentru toți cei care ne înconjoară. Pentru că suntem chemați la luptă. Nu luptă de asta cu armele. Nu luptă de asta ideologică. Ci o luptă cu armele pe care cuvântul lui Dumnezeu ne le descoperă. E, ar e, e arma rugăciunii. E arma propriei purtări, a propriului exemplu, sunt arme care ne stau la îndemnă să le folosim. Și în felul acesta copiii noștri, cei care vin după noi, să devină la rândul lor, oameni care vor duce mai departe cu tărie, o viață după, Sfânt, după Cuvântul lui Dumnezeu, să ducă mai departe o viață care să-L onoreze pe Dumnezeu, o viață care să-L cinstească pe, pe El și o viață care se, va pune la, se, se vor pune la dispoziția lui Dumnezeu spre a binecuvânta și spre a fi fol de folos celor de, de lângă ei. Domnul de aceea să lucreze în inimile noastre ale tuturor spre slava și gloria numelui Său. Amin.